Nu, de ce te-ai băgat, mă, frumosule, la... Din greșeală? Ai vrut să muști o leacă din... Periculosule. De ce nu ești cu minte? Hai să-ți dăm drumul înapoi. Aie, oh, oa, șpagă ți-a, frate. A luat un brădiș de ăla și a sărit în sus. De astea nu. Are, am de alea, am crancurile alea, dar n-am ancuri, la unul singur i-am pus. Eu știu că mare, Mihail, știu că mare, dacă ai zis că mănâncă caras, știu că... Vreau să las o leac mai jos. Dacă lăsăm mai jos, agață. Ia, asta nu mai agă tătură. Bravo, bravo. Bravo, tată. Este filmuleț. Mai aduc minciocul? Olea, nimic. Nimic, că coboră pe piatra acolo, da. Ia. Da. Ia. Da. Din păcate, agățătura a fost altă. Ia să fac o poză, lasă așa. Este. Mihail, aduce un pic minciocul, te rog.
scoate cutia. A, și-a dat drumul. Gata, nu mai aduc. Și-a dat drumul? I-a dat drumul, las, nu-i nimic. El m-a dat pe cameră. Nu-i nimic, oricum. Am vrut să o țin ca să pot să aduce. Prima dată mi-a așa și după aia a luat-o. Da. Am simțit cum nu a luat-o prima dată. Pe care i-a dat decisiv în ea. O leacă pulsul la... Astăzi, împreună cu Mihail, testăm niște glidere de la Ștefan Florin Cimpoieșu. În curând el va da drumul și la pagina DKS Lureș. Sunt făcute chiar de el. Deja Mihail a luat două mârlițe. Sunt foarte bune. Eu practic aș fi dorit să flancheurile să fie un pic mai ample. Însă așa cum spune și Mihail, lângă mal firul fiind mai tensionat nu în larg, să știți că își face treaba. Nu Mihail? Am încercat și ceva Fire Tiger, iată că Mihail pe aceeași culoare, alb cu roșu, puncte roșii, am sintetizat noi practic după o oră de pescuit, cam aceasta ar fi culoarea, iată, el își fac treaba. Cred că e agățătură. O să nu fi luat vreun somn mare. No. Am luat un fir. Nu, un fir, să nu fie de la căsuț. Dar nu am luat dincolo și am luat aici? Nu fi luat. O secundă, vă rog. Nu am lista la îndemână pe baltă. Și n-aș putea să vă spun sigur. Jumătate de oră. Da, vă rog. Am înțeles. Păi, da. Sigur. Am zis că... Da. Vă sun. Aveam și nu era nimic. Acum când am răspuns la telefon, aveam și nu era nimic. Da, practic sunt excelente. Au 40 de grame. Sunt sinking. Pentru mai multe detalii eu am să vă rog să luați legătura în privat cu Ștefan Florin Cimpoieșu. Am să fac un filmuleț, mă aflu pe balta Trofee Păușești. Mi-am dorit foarte mult să testez aceste woblere aici, pentru că, în caz că nu știți, pe această baltă sunt trofee foarte frumoase de știucă. Practic, pe pagina Trofee Păușești sunt și eu cu o știucă frumoasă anul trecut, la sfârșit de septembrie. Luată pe un iuzuri. O să fie un filmuleț pe pagina mea, Pescuit și povești cu Dan Chiroșcă.
Dimineața am făcut o partidă cu Mihail la Șalău. Practic m-a bătut la fundulețul gol. Un 4-1 sec. Nu așa mari strapazani, însă foarte activi. Mi-am dorit să pescuiesc un pic și la Șalău. Dacă doriți mai multe informații, intrați pe pagina Trofee Părăbușești, aveți regulament acolo. Regimul în care se pescuiește la răpitor este un regulament separat față de cel la crab. Nu mi-am dorit să vorbesc prea mult pentru că ne dorim liniște. Deși nu știu cât știu că e de așa de fricoasă. Asta se pune scăpată, Mihail? Nu se pune, nu? Ok. Deci deja e 2-0 și la... și la... Am sabotat, domnul, da? Cealaltă specie. Cu miciocul. Nu e nicio problemă. Important e că... Important e că voblele își fac treaba. Dacă... mârlițele atacă... A, uite, uitați-o! Aaa, este! Uitați-o aici. Hai, frate, iau. E incredibil dacă am surprins în direct cum a venit după ea. Acolo s-a dus în stuf, Mihail. Foarte frumoasă, era peste kilogram. Uite și aici, cum și-a făcut vânt către... Superb, dacă am surprins pe cameră, e superb. Asta înseamnă că sunt active. Așteptăm și capturi mai impresionante. Mihail spune că a avut, chiar când i-a sunat telefonul. Da, foarte frumos. Mă bucur că am surprins. Sper. Da, deci Mihail, practic pe alb cu roșu se aruncă. Ai văzut și tu Fire Tiger, am insistat. Așteptăm pe cumătra aia mare, da? Să fie câteva teritoriale pe aici, oare? Nu înțeleg de ce nu a atacat decisiv, practic a venit după ea. Da, Mihail are un andril. Da. Șalău, șalău. Cum e și el? Deci un șalău. La voblă mare de știucă. Deci, excită destul de bine. Deci, e extraordinar. Sliderul ăsta. La sliderul lui Ștefan Florin Cimpoieșu, iată și un șalău. Frumos. Cred că tot el m-a înțepat mai devreme. Dar n-a vrut să... Bravo, Mihail. Frumos. E liberă. Dă-i drumul numai. Așa.